Aventurile lui Black Beauty. Bine, bine, Bertie, nu mai vorbi așa de tare, o să te audă Polly. Hai, tati, pot să mă duc să o chem? Promit să nu-i spun nimic. Bine, bine, doar să ai grijă să fie legată la ochi. Bine, tati. Sper că asta o să ne fie de ajutor, Dr. White. Sunt sigur, domnule Gordon, un cadou de aniversare ca acesta este exact ceea ce ne trebuia. Polly, așa de deprimată de când a murit mama ei, sper ca acest cadou să o mai bine dispună. Hai că am ajuns. Vino, Ruffles. Ia ghici ce e. O să-ți placă la nebunie. La mulți ani, prințesa mea. Vai, tati, e așa de frumos, e perfect. Ba nu, e arătos. Armăsarii sunt arătoși. Din punctul meu de vedere e frumos. Îl cheamă Blakey. Oh, are nevoie de un nume mai bun. Da, un nume nobil și eroic. Ceva de genul Tunet, Fulger sau Ciclon. Nu, e frumosul meu, Black Beauty. Un nume minunat. Pentru un armăsar minunat. Foarte bine. Acum intrați în casă, copii. Doamna Bates v-a pregătit un tort delicios. John, tu du-l în graj pe Black Beauty și adu trăsura doctorului White. Da, domnule. Eu tot cred că Fulger ar fi fost mai potrivit. Felcher! Ce faci aici? Parcă ți-am spus să curezi boxa aia. Dar asta fac, domnule Manley. Ridicam niște grăunțe de pe jos. Nu trebuie să risipim nimic? Mi se pare mie că nu ești numai leneș. Ești și mincinos. Și hoț pe deasupra, domnule Manley. Să nu uităm de hoț. Felcher, mi-ai văzut cumva ceasul? Nu, nu, domnule Manley. Dar dacă îl văd, vi-l aduc eu imediat, dumneavoastră. Au! 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 Opa, ia te uite, domnule Felcher. Ia uite ce a găsit Black Beauty. E un armăsar inteligent, nu crezi? Poate mai inteligent chiar decât unii oameni. Da, da, domnule Manley, cel mai inteligent dintre cai, da. Da,
lucrat pe la spate, nu? Ei, lasă că-ți arăt eu ție! Ei bine, acum bănuiesc că vom plăti cu toții pentru asta. Ea e Ginger. Numele meu e Picioare Sprintene. Și se pare că numele meu e Black Beauty. Ei, nu-i da atenție. Ea crede că toți oamenii sunt răi. Dacă ai fi avut și tu stăpâni la fel de cruzi ca cei pe care i-am avut eu, nici tu nu ai avea încredere în oameni. Unii nu-mi dădeau de mâncare. Mă înțepau cu furcile. Îmi rupeau maxilarul smucind zăpalele și mă loveau cu biciul acela groaznic. Biciu, ir? De când ai venit aici nu te-a lovit nimeni. Dar și ei au biciuri. Le-am văzut eu. Nu o băga în seamă. Eu sunt foarte fericit aici. Picioare Sprintene spune asta deoarece el nu știe cât de răi pot fi oamenii. Eu nu știu. Eu nu știu. Eu, ai cărui frați și surori au fost duși în ținutul întunecat să tragă vagoneți plini cu cărbune, înconjurați de furnale în flăcări și necându-se cu fumul gros, muncind ore în șir în mină până când cădeau lați din cauza epuizării. Dacă nu eram așa de mic, m-ar fi luat și pe mine acolo, să știi. Ținutul întunecat pare un loc îngrozitor. Sper să nu fiu dus niciodată acolo. Asta nu face decât să demonstreze că toți oamenii sunt răi și nu ar trebui să avem încredere în ei. E domnul Manly rău? Nu! E domnul Gordon rău? Nu! Și copiii, cu siguranță, nu sunt răi nici ei. E poate un pic irresponsabil, dar nu răi. Treaba mea era să-i distrez pe copii. Eu trăgeam trăsurica în care se plimbau, dar acum am cam îmbătrânit și ei cresc pe zi ce trece. Așa că stăpânul a hotărât să mă răsplătească pentru că mi-am făcut cum să cuvine datoria și să mă trimită la pășunat pentru a-mi petrece ultimele zile încălzându-mă la soare. Foarte drăguț din partea lui. Sper să fiu și eu răsplătit în felul ăsta într-o bună zi. Vei fi, Black Beauty, dacă ești un cal de nădejde. Bună dimineața, John. Bună dimineața, domnule. Am niște treabă în Abbotshire, în Hamel pe Black Beauty la trăsură și haide să vedem dacă am cumpărat un cal bun sau nu. Trebuie să recunosc că e un animal bine crescut. Eram așa de nerăbdător să-i fac pe plac noului meu stăpân că eram gata să dau ce era mai bun în mine. A, e un cal de nădejde, domnule. Domnul Manly era un vizitiu priceput care mă conducea cum trebuie. Mâinile lui nu strângeau hățurile și nu îmi sfâșia gura cu zăbalele, cum spusese Ginger. Am fost foarte ușurat să văd că nu folosea biciul, instrumentul acela îngrozitor de care mă temeam așa de tare. Crește nivelul apei, domnule. Din cauza ploilor de la munte o să vină furtună mare. Ah,
haide, haide, băiete! Haide, Black Beauty! Hai, hai, băiete, hai, te rog! Chiar nu credeam că Black Beauty poate fi așa. Se pare că îi lipsește curajul. Râul e ceva nou pentru el, domnule. Nu cred că îi lipsește curajul. Haide, băiete, hai! Podul pare destul de solid. John, furtuna se apropie rapid. Trebuie să ne grăbim dacă nu vrem să ne prindă pe drum. Hai, băiatule! Nu din nou! Sunt dezamăgit! Chiar nu am încredere că o să aibă grijă de Polly. Calul ăsta e un laș. Nu sunt laș! Dacă aș putea să-i fac să înțeleagă că e ceva în neregulă. Foarte în neregulă. Haide, Beauty! Nu mă dezamăgi! Nu în fața stăpânului! Haide, haide! Te conduc eu! Hai, Beauty! Hai, hai, hai! Hai, hai să mergem! Condul, Manly! Folosește biciul dacă e nevoie! Trebuie să trecem podul! Nu! Nu biciul! Eu încerc să fiu de folos, să vă avertizez! Opriți-vă! Cine e acolo? Stăpânul Gordon! Nu înaintați! Podul nu e sigur! Curentul e foarte puternic! John, ce spune? Nu, nu, n-am înțeles! Ceva a plecat de pod, cam așa ceva! Să folosești biciul ca să-l faci pe Beauty să traverseze. Beauty a simțit pericolul. Trebuia să am încredere în instinctele calului și să nu fiu așa de nerăbdător. Black Beauty ne-a salvat viețile. Da, da, e un cal de nădejde. Da, John, chiar că e de nădejde. După aventura noastră de la pod, stăpânul Gordon m-a acceptat și m-am acomodat repede cu noii mei prieteni, Ginger și Picioare Sprintere. Obișnuiam să îi plimb foarte des pe stăpân și pe Polly și pe Bertie. În regulă, copii, să nu vă îndepărtați prea tare. Uite câte un penny nou-nouț pentru fiecare. Mulțumesc, tati! Mulțumesc! Thank you.
Nu te teme, nu-ți va face rău. Mie nu mi-e teamă. Nu vă roare tânăra domnișorică și micuțul domn să le ghiceți viitorul pentru un penny fiecare? Bertie, hai să ne ghicească viitorul! Nu știu ce să zic. Poate micuțului domn nu e frică să afle. Mie nu-mi e teamă de nimic. Hai, de ghicește-ne. O mare fericire a care a intrat de curând în viețile voastre. Probabil că se referă la Black Beauty. Ce altceva mai vezi? Mai spune-te. Văd. Aveți curaj, copii? Să ai curaj înseamnă să ai un suflet puternic și un cap care gândește. Te rog, continuă. Văd o vreme cu probleme. Văd un pericol. Cineva pe care îl iubiți. Polly, Bertie, unde sunteți? Bertie, trebuie să plecăm. Da, trebuie să plecăm. Mulțumim. Foarte bine, copii. Dar țineți minte, mare grijă. Mare grijă. Filcer! Filcer! Iar fumezi înăuntru? Nu, domnule Manly, bineînțeles că nu. Ți-ai terminat treaba? Da, domnule Manly, am terminat totul. Nu mai am nicio treabă.
Fum! Miroase a fum! Fum? De unde vine? De unde? De acolo, de acolo, uite! Vai, nu! Un incendiu! Trebuie să ieșim! Trebuie! Ginger, ai încredere în mine! Sigur, dar cred că pot să ghicesc, domnule. Filchar! Da, domnule Manly. Filchar, ia arată-mi pipa ta. Pipa mea, domnule? Ce pipa? O am pe undeva, pe aici. Cred că am lăsat-o eu pe undeva. Vrei să spui că ai lăsat-o în grajd? Părerea mea este că de la pipa ta a pornit incendiul acesta. E o minciună îngrozitoare, domnule, eu niciodată n-am asta cu... Filcher, ai fumat în grajd? S-ar putea... nu știu, adică... În ciuda ordinelor mele să n-o faci? Ce să... Neisprăvit, iresponsabil și neglijent ce ești! Incendiul ăsta m-a costat grajdul! Ai pus în pericol 3 animale și aproape ai cauzat moartea domnului Manly! Să dispar de pe proprietatea mea mâine la prima oră! M-ai auzit? Dar nu puteți să faceți așa ceva! Eu sunt un om muncitor, să știți! E ajuns!
Mă, așa să vedeți voi ce vă fac! Tati, tati, vino repede! Poli! N-ar fi trebuit să iasă afară în frigul nopții. Doamna Bates, puneți-o, vă rog, în pat! Fii fără grijă, Beauty! Poli o să fie bine! John, Polly nu și-a revenit deloc. Și-a făcut febră mare. Trebuie să te duci imediat după doctorul White. O să-l călăresc pe Black Beauty. Cred că înțelege cât de important este. Tot ce știam era că Polly avea nevoie de doctor. Nimic pe lumea asta nu mă putea opri. Am galopat cât de repede am putut. Doctore! Doctore! Cine e acolo? Domnule Manley, ce s-a întâmplat? Stăpânul vă roagă să veniți de urgență. Polly e bolnavă și are febră. Imediat? Dar calul meu? Nu e aici calul meu! Luați-l pe Black Beauty. Dar vă rog să vă grăbiți. Beauty, știu că ai alergat cât de repede ai putut până aici, dar Polly are nevoie de ajutor. Fugi, Beauty! Fugi cum n-ai fugit tu niciodată! Doctore, slavă Domnului că ești aici. Polly e foarte bolnavă. Bertie, ai grijă de Black Beauty. Beauty, mulțumesc că l-ai adus pe doctor. Uite niște ovăzi pentru tine. Sunt așa de îngrijorat în legătură cu Polly, trebuie să mă duc la ea. O să mă întorc mai târziu să am grijă de tine. Nu se ridică! Hai, vai, domnișorule Bertie! Ce putem face? Trebuie să-l încălzim. Tu îl acoperi cu niște pături, iar eu îi pregătesc o fiertură fierbinte. Nu-ți fie teamă, băiete. Beauty o să fie înapoi pe picioare cât ai zice pește. E numai vina mea. Eu nu l-am învelit noaptea trecută. Beauty e foarte bolnav. Dar e un armăsar tânăr cu o inimă puternică. Hai, fii curajos, băiete! Țin minte că țiganca cea bătrână ne-a spus ceva despre curaj. A spus, curajul necesită o inimă puternică și un cap care gândește. Și eu nu am gândit. Cum se simte Beauty? Mi-e teamă că nu prea bine, domnule. Dar următoarele ore vor fi decisive. John, ai stat treaz toată noaptea. Acum o să-l veghem eu și Bertie. Odihnește-te. Mulțumesc, domnule. Domnișoara Polly, cum se simte? Doarme liniștită.
A trecut de ce era mai rău, slavă Domnului. Beauty! Vreau să-l văd pe Beauty! Vai, Beauty! Polly, îmi pare rău. E numai vina mea. Polly, trebuie să te întorci în pat. Doctorul White a spus că trebuie să stai în pat cel puțin câteva zile. Dar Black Beauty are nevoie de mine. Black Beauty are pe John și Bertie să aibă grijă de el. Nu vreau ca Bertie să se mai apropie de Black Beauty. Uite ce i-a făcut. Nu o să te iert niciodată dacă Beauty moare. Nu pot să las boala mea să-i învrăjbească pe Polly și Bertie. Trebuie să mă ridic. John! Ușurel, Beauty! Ușurel! Așa! Haide, băiete! Cu grijă! Hai! Vai, Beauty! O să te faci bine! Și dacă vrem ca și tu să te faci bine, trebuie să te întorci imediat în pat. Da, domnișoară Polly! Să te vadă pe tine. Era exact ce avea nevoie Black Beauty. Polly, o să mă străduiesc foarte tare. Și eu îl iubesc pe Black Beauty, să știi. Știu că îl iubești, Bertie. Nu vă fie teamă, domnule. O să fie bine acum. Mulțumesc pentru tot. La revedere, Black Beauty. Domnule Manly, aveți încredere în mine să vă ajut cu Black Beauty? Ce e mai important este că Black Beauty are încredere în tine. O să vezi, domnișoară Bertie. Doar câteva zile și Beauty o să fie ca nou. Se pare că ne întâlnim din nou. Oh, dar ce e asta? Ești prea slăbit ca să mă rufești. Bănuiesc că o să fii cu minte ca un mielușel. E timpul să vezi ce înseamnă munca serioasă. În mine! Beauty o să fie tare fericit să vadă că te simți mai bine. Beauty? Unde e Beauty? A fost furat, domnișoară Polly. Păi nu! Și ce facem? Tatăl vostru și cu mine mergem să raportăm furtul la poliție. Tată, putem veni și noi? Te rog, tati, te rog. Nu, copii. Încă nu te simți suficient de bine, Polly. Haide, John, să mergem. Bertie, ce o să ne facem? Nu putem să stăm cu mâinile în sân. Știu! Picioare sprintene! Îl luăm pe picioare sprintene și pe Ruffles și încercăm să-i dăm de urma lui Black Beauty. Haide! Uite! E sinistrul domn Filcher. Bertie, vor să-l urmărim. Trebuie să-l recuperăm. Nu putem. Domnul Filcher e prea puternic pentru noi. Trebuie să ne gândim la asta. Mai bine ne-am duce să-i luăm pe tata și pe domnul Manly. Au! Au!
spionați, nu? Ei, lasă că vă arăt eu vouă. Lasă-mă, dăm drumul. Nu vă mai zbateți atât. Auci! Au! Stați cu minți puși la malelor. S-au bat! Biote, nu! Nu face asta! O să fim cu minți! Mult mai bine așa! Acum, eu și calul ăsta o să mergem într-o vizită, iar voi doi o să rămâneți aici. Și acum ce facem? Nu are niciun rost. Va trebui să așteptăm. Crezi că Raffles și Picioare Sprintene o să găsească drumul înapoi spre casă? Sper. Bertie, ceva s-a mișcat acolo. Stai în spatele meu, Polly. Treceți înapoi. Înapoi. Vai, Bertie, ce le facem? E Raffles. Polly, Bertie. Aici, tată. Ajutați-ne, repede. Repede. John, ducem copiii acasă și apoi mergem direct la șeful poliției să-i spunem de Filcher. Tată, nu! Trebuie să mergem să-l căutăm pe Black Beauty. Dar Bertie, nici nu știm unde s-a dus. Știi tu, Raffles, nu-i așa? Picioare Sprintene și Ginger pot să-l găsească. E absurd, nu sunt decât niște animale. Nu, nu e absurd, tati. Raffles și Picioare Sprintene v-au adus aici. Știi unde au plecat, nu-i așa, Ginger? Și la fel și tu, Picioare Sprintene. Vezi, tati, ai încredere în ei, te rog. Și eu zic că animalele știu ceva, domnule. Aveți încredere în ele. Te rog, te rog, tati. Foarte bine, copii, voi veniți cu mine în trăsură. Te rog, tati, pot să-l călăresc pe Picioare Sprintene? Raffles o să ne conducă la Beauty. Bine, Bertie, fii deschizător de drumuri atunci. Aici o să-ți petreci tot restul vieții. Nu o să o mai vezi niciodată pe micuța Polly. Ți-am zis eu că o să-ți-o plătesc odată. Nu numai că așa mă răzbun pe stăpân, dar mai sunt și plătit. Haide, Raffles, de unde au luat-o? Nu arată prea bine, domnule. De ce, John? Drumul acela duce direct către Ținutul Întunecat. Haide, e pe aici. După cum trage Ginger trăsura, ar zice că are dreptate, domnule. Thank you.
Skinner! Domnule Skinner! Da, ce e? Ce vrei? Da, v-am adus un cal, domnule Skinner. Bă, dar mie mi se pare că-mi bolnav. E cal de rese. E pur sânge. Și e furat. Da, nu e niciun dubiu, e furat. E până acum nu v-a deranjat să cumpărați cai furați deloc? Și banii mei? Nu înainte să văd cât e în stare să care. O să vedem asta. Black Beauty în locul ăsta îngrozitor. Așa, domnule Skinner. Puneți bârțoaga la treabă. Mărțoagă? Da, în fine, cal pur sânge, un pur sânge care muncește din greu. Nu, tu o să-l pui la treabă. Eu? Dar nu știu cum să conduc cai. Haide, haide, căluțele, hai. Ia dă-mi aia, dă-mi coace. Uite, așa se pleznește din picioare, vezi? Au! Au! Așa se folosește un bici. Și acum să trecem la tine, sac de oase. Haide, trage, sac de oase! Trage! Las că te despic eu în două pe tine. Bătinu! Black Beauty! Black Beauty, nu! Polly, întoarce-te aici. Beauty, ajutor! Nu pleci nicăieri, neisprăvitule. Beauty, ajutor! Stai liniștită, Polly, îl salvez eu pe Beauty. Hai, încearcă, Bertie, încearcă, trebuie. Nu reușesc, nu se mișcă. Vai, copii, mulțumesc lui Dumnezeu că sunteți bine. De tine o să se ocupe șeful poliției. Ai spus că-l salvezi.
salvez pe Black Beauty? Da, fiule. Și pentru asta a fost nevoie de curaj. Da, Bertie. Ești la fel de curajos ca Black Beauty al meu. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Petre Lupu, Carmen Palcu, Anca Artimon și Gabriel Răuță. Regia Laurean German.